Vă pup, dragii mei, la un nou episod de Fițe Coaliție. Mulțumesc, ambasador din Otopeni, că m-a primit și astăzi. Am un super episod cu o super femeie. Doamnelor și domnilor, dragii mei, pentru că este frumoasă, bagă camera pe aia. Pentru că e talentată. Vai, mulțumesc. Îmi faci și mie două, trei schime mai târziu? Îți fac, da. Bravo. Dacă plătești bine? Plătesc, mă, ce să mai... Și pentru că ești la modă. Mama, îți rup cu melodia aia, nu se poate. Da, ai văzut, abia a ieșit. S-a terminat jmecheria, ați vrut trending-ul, mai mare noroc de atât să fiu la tine în emisiune. Păi norocul meu. Asta zic. Să noroc cu azi, mă iubește Dumnezeu. Da. Și pentru că este la modă, cum spuneam, astăzi pentru voi, Cristina Pucean. Cristina Pucean. Nu știu cum să zic, cea mai... Dacă dau Google, cea mai cunoscută dansatoare gen. Ai mult mai multe calități. Chiar cea mai cunoscută, dar sunt ok, sunt pe placul tuturor și... Bine, mai sunt păreri și contra, că nu pot să fiu perfectă în ochii tuturor, dar sunt ok. Cum nu ești perfectă? Că avem un prieten comun care mi-a dat mesaj, vrei să-l citesc? Ce mesaj? Uite, Bogdan Oulu. Nu trebuia să citesc numele. Da. Băi, te rog, frate, să ai grijă cu ea, ții mult de tot la ea și nu uita să-i dai cadou de la mine. Da, mă, uitase. Ce stai cadou? Stai că... Doamnelor și domnilor, în exclusivitate... Prietenul meu de la Ploiești, nu-i dau numele, Bogdan, ți-a trimis acest diamant. Vai, mulțumesc. Este un diamant rar. Mulțumesc, prieten drag. Cu mesajul să rămâi așa cum ești, să nu te schimbi. Așa voi rămâne. Băi, Cristina, uite ce te-am chemat eu, pentru că, cum spuneam, ești destul de viral în ultima perioadă. Da. Și, băi, ești mișto rău. Eu te recunosc spre, nu știu, cred că rușinea mea, te-am cunoscut mai mult de când ești foarte apropiată de Bogdan, prietenul meu. Și te-am urmărit și zic, bă, fata asta e, bă, e talent. Și are ceva așa al ei și eu cred că trebuie să, din punctul meu de vedere, să te cunoască și lumea, știi? Și cred că cel mai bun lucru e prin, sau cea mai bună prezentare pe care pot eu să o fac e prin emisiunea mea. Caterinca asta mea, proastă mai ăla, dar merge. De ce proastă? Că mi-e place, Caterinca, chiar mă place? Uit, da, chiar mă uit. Și așa, știam că o să deci spui ador, asta, știam că mi-e apărarea. Da? Da, îmi place. Înainte altfel să, nu veneam, nu? Înainte să începem, să știi că m-am inhibat puțin, ai venit cu maică ta și nu-mi place, că mie eu am rușine. De ce, ce treabă are? Doamnă. Da, eu... Mai mi-a dat și ăsta mesaj acum, nu mai, știi? E, lasă că-ți trece și mai târziu. Și să te dau de gol acum. N-am mai vrut să vină la emisiune, stai mă să știe lumea. Păi că și-a rupt-o unghie. Din cauza ta am rupt-o. Din cauza mea și-a rupt-o unghia. Și acum e rușine să bea, hai mă, pune. Hai mă, s-a rupt-o unghie extraordinar. Cu stânga mă. Păi ce vrei, n-am cum. Și fiți atenți, dragii mei, mâine pleacă în Franța și acum o să dureze, că mi-a zis, zi, să nu filmăm foarte mult. Haideți că vă arăt o secundă, că da. Saru mă, se întâmplă asta, eu oricum am... 3-4 de-ați înainte să vii tu și fii atent. Vreau să ne jucăm un pic ca să te cunoască lumea. Așa. Și o să începem așa, începem ușor așa. Spune-mi și mie, cum ți-ai caracterizat viața ta în 3 cuvinte, viața de până acum? Bă, da, frumoasă ești, bal n-ai bine norocul ăsta. Mulțumesc. De la care? Plăiești. Cine e băiatul ăsta de la Plăiești, prietena. Care? Păi ce, că suntem prieteni doar. A, da? A, da, mă, hai mă să începem cu asta. Păi de ce scrie mă presa să te-ți împreună, uite, dacă păi dau... Păi îți dai seama că presa spune anumite chestii ca să vândă, dar nu. Asta nu înseamnă că deci nu ești împreună cu Bogdan de la Ploiești? Suntem prieteni buni. Păi și hai, aveam întrebare. Păi aveam întrebare. Sărută bine Bogdan de la Ploiești. Astea le șterg? Măi, ștergele, zic. Hai, mașina e... Ai venit cu mașina de Prahova. Ba, nu! Să tai asta. Știi că o să înceapă? Parcă... Hai, bă, frate, ți-am zis să nu faci Caterinca de aia data. Bine, măi, Caterinca noastră. Deci cum ți-ai caracterizat viața în 3 cuvinte? Viața de până acum, în 3 cuvinte. Până să apară Bogdan în viață. Nu luați în seamă. Nu, deci nu. Cum să-mi caracterizez viața? Habar n-am, nu știu. Am avut foarte multe momente și bune și rele. Ajută-mă puțin. Ai acum câți ani ai? 27. Am îmbătrânit. Cum ai 27? Credeam că ai majoratul anul ăsta. Aia ce bine era. Ce bine te ții. Da, mulțumesc. Mă, ți-a fost greu să ajungi la nivelul ăsta? Că totuși acum tu ești, da, ești bine. Foarte greu, dar reușești prin muncă, reușești orice și bineînțeles când îl ai pe Dumnezeu lângă tine, ai tot. Ai făcut sacrificii pentru sacrificii la modul muncă, nopți nedormite, nu am petrecut foarte mult timp cu familia mea, dar în rest nu, alte sacrificii nu. Compromisuri bănuiesc, nu? Nu, nu există la mine. Și de ce, poate ce să confirme întreb? Toată lumea în comentarii. Păi nu să știi, pentru că pe mine îmi sună urât acum, dar tu ai imagine foarte bună, să știi.
Și aș vrea să mi-o păstrez așa. Da. Pentru că am muncit foarte mult la ea și... Adică nu cred că o să vină cineva, nu știu, din lumea asta să zică da. Nu are cine, pentru că eu sunt doar Cristina. Doar acolo când am costumul ăla, știi ce zic, sunt Cristina Pucean. Dar în rest eu bag în seamă și un câine, vorba aia. Da? Da. Ham, ham, ham. Fii atent. Ia, ție se spune, ia. Uite, eu spun, eu iau titlul. Ce ciudată mi-e să ascund mâna asta, dar știi, am arată deget, arată-mă degetul, mă, ce ai, mă. Mâna ruptă, am zis, unghia, ferească Dumnezeu. La noi, și că la mine emisiunea de-asta de nu ne ascundem, noi suntem pe natural, ne-am pus cam da, așa asta. Da, păi și eu sunt tot pe natural, da. Păi ce, s-a rupt o unghie extraordinară, zici că la mine. Eu și eu le ascund, uite, eu am mărâme și le ascund. Și nu le ascund, pardon. Fii atent, se spune dansatoarea preferată a mareișilor, da? Da. Așa se spune. Care este artistul tău preferat? Sau nu e bine să spui ca să nu superi pe alții? Nu e vorba de artist preferat sau... Eu mă înțeleg bine cu toți. Cu toți mă înțeleg foarte bine. Adică dacă îți lași loc de bună ziua, o să fii plăcut de toată lumea. Și nu există la mine, îmi place de ăla sau de ăla sau... Nu, toți sunt ok pentru mine. Sunt colegii mei și... Dar de unde apropierea asta cu Bogdan? Dintr-o dată așa. Vrei să știi. Ne cunoaștem de foarte mult timp, colaborăm de foarte mult timp. Și, da, dacă tot ne vrea lumea împreună la evenimente, da? Am zis să mai filmăm și un clip, să mai... Păi și ați filmat și ați rupt norma cu ăsta, s-a terminat șmecherea. Păi cu... și nu era normal. Vă și stă bine împreună, vreți să zic ceva? Da, mulțumim frumos, dar... Nu știu, poate pe viitor vă gândiți să vă dați poate, o șansă. Poate, nu știu ce ne rezervă viața, îți dai seama. Eu așa zic că merită să vă dați o șansă, părerea mea, nu știu. Iar o să mă certe la. Iar, uite, m-a rugat o colegă să te întreb, da. Cât timp ți-a luat să înveți mișcările astea? Că-s măi, dar nu complicat. Le-am învățat de undeva, adică chestiile astea vin din instinct, nu știu cum să zic, n-am o coreografie cum au alte nu fete. Nu faci antrenament? Nu. Nu? Nu, 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 deloc, de ce să fac? Eu ascult muzica, bine, dansez pe lăutari, practic, și improvizațiile lor eu deja... Încep să dansez. How, 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 adică... How, bau, da. Miau. Miau. How, bau, miau. Întrebare. Ai făcut balet ceva? Nu. Nici dar am făcut dansuri sportive când eram mică și cred că de acolo se leagă. Dar n-are nicio treabă cu maneaua mea, cu datul din fund și din buric, dar... Buriceala noastră. Da. Dar m-am axat pe chestia asta și îmi place foarte mult ceea ce fac. Bă, dacă nu făceai, dacă nu ajungeai dansatoare, eu zic profesionistă, părerea mea. Da, pentru că deja ești un nivel, câștigi bănișorii tăi frumoși. Mulțumesc. Deci consider că ești profesionistă. De ce ai fi făcut altceva? Ce ți-ai fi dorit să faci? Mai sincer, nu știu. Nu m-am gândit, dar îmi place foarte mult să machiez. Poate m-aș face make-up artistă. Poate mi-aș deschide un salon, poate, nu știu, haine, ceva, un atelier, nu știu, nu m-am gândit niciodată. Oricum să reprezint ceva, știi? Să fiu un brand la ceva. Dar în rest, nu știu ce. Fii atent. Am început în forță, am luat așa ușor, pac, să pară că e lejer emisiunea. Să mă ierte mama ta dacă mai întreb și e. Ia, adevăr sau provocare? Adevăr. Adevăr. Mi-e frică cu provocările. Bravo. Cu tine. Adevăr. Zim numele unui artist celebru de la noi din România care s-a dat la tine și pe care tu l-ai refuzat. Nu merge aia cu trei încercări, adică să refuz de trei ori și a patra oară să o zic? Nu merge, n-ai cum. Păi, de ce? Da, să-și asume omul dacă ce l-ai refuzat. Dar nu pot să zic eu. Am Zim inițialele. Sunt foarte mulți. Zim-o doi. Nu. Ca să nu se supere. Nu. Nu. Uite, și mama îmi face semn să nu zic, vezi? Am înțeles. Ce vrei să fac? După aia să vii să în certuri pe aici. Am înțeles. Bine. Atunci zim, știu că sună un pic mai așa, cu câți bani ai primit cel mai mult la sutien, ca să zic așa. Cel mai mult? Nu știu, că îți dai seama, nu-i număr eu, îi numără șefa. A, eu da. Dansez și... E de cartezii, știi? Adică șefa eu sunt... Șefa e doamna mama. Mama. Da. Managerul, da, cum ar veni. Da, da. Dar se câștigă bine asta? Mai sunt zile în care câștig și mai puțin și mai mult și... Dai seama. Plătesc și unde trebuie să plătesc, unde altele nu plătesc. Ce înseamnă asta? Stai la stat! A, da? Da, logic. Păi altfel n-aș fi ajuns până aici, nu? Ai avut vreun moment greu la o nuntă, eu știu, să... Eu știu, vreun nuntaș beat să dea la tine, da. Să... Da? Da, și l-am trimis la mamă și am scăpat imediat de el. Da? Dar n-ai vrut să trag de tine? Nu să... există nu, așa nu? Ceva. Nu, nu, nu. În majoritatea locurilor unde merg să dansez, am și bodyguards, știi? Da. Doar în locurile unde am, unde cunosc lumea unde merg să dansez, acolo nu. Dar în rest peste tot bodyguards. Pentru că sunt mult mai safe așa, știi? Și nu mai stau, că îți dai seama, mama ce să le facă? Dacă vine vreun nebun și îmi dă vreuna, eu ce-i fac? Mă descalc și arunc cu tocul? Nu, nu merge. Te-ai putut vreodată cu vreo femeie? Da.
Și din branșa asta? Nu. Gagicile-l frate meu. Serios? Da. De ce? Că o înșela pe cumnatul meu. Dar pentru mine nu știu dacă aș face așa ceva, că zai sau e chestia. Deci, practic, tu te-ai bătut cu amantele lui fractul. Da. De dragul cumnatei tale. Uh-huh. Bravo. Deci, Mihaela, dacă te uiți să apreciezi, da? Și să-mi faci clătite de seară. Sunt împreună acum. Deci l-a iertat. Vezi ce frumos? Da, bravo, da. Mihaela. Oh, și câte nu i-a iertat. Și e smardoaică, mă? Cine eu? Am niște furculițe, vrei să le încerc? Nu, mersi. Nu cumva unghie din cauza la vreo smardele de-asta? Nu. Nu? Nu, mi-am dat-o peste cap mai devreme. Ia. Care este portretul robot al partenerului de viață? Vai, mi-e rău, ca să asociați voi... Păi ce, mă, că știe? A, mă, că știe toată lumea, dar nu... De ce să știe dacă... Știi toată lumea că ești cu Bogdan. Dar nu sunt cu Bogdan. A, da, iurea, vorbesc eu, eram de la șampania asta. Da, cred. Ai zis că ai băut 3-4 pahare înainte, nu? Da, 3-4, dar nu mă dai și de gol acum. Vezi. Deci, care este portretul robot al partenerului de viață pe care tu îl visezi, îl dorești, el nu știu. Brunet, tatuaje. Bă, ce faci? Așa, o căprui. Râit? Un pic? Mamă, nu știu. Așa. Poate da, poate nu. Bucureștean? Nu neapărat. Prahoven? Nu neapărat. Așa. Hai mai întreabă tot, că eu zic, hai. Să vezi cât sunt de transparentă. De sinceră. Să fii artist? Nu neapărat. Ce să te mai trebuie? Te-am rupt cu treaba asta, nu neapărat. Nu neapărat. Nu știu ce să mai... Să fie acum la mare? Plecat? Nu, că îți dai seama că... Deci, ca să înțelegeți, prietenul nostru comun, Bogdan, care este fratele meu și el știe asta și nu o să supere pe Caterinca noastră, trebuia să vină și el azi. A, da? Da, să vină surpriză cu buchet de flori. Dar pentru care cântare la mama aia, da, n-am mai putut. M-a rugat să-ți dau diamantul ăsta, da, un buchet de flori la final și mi-a zis, bă, întreabă orice că o să răspundă. Okay. Și acum, ce uite, nu răspund, și a zis, mi-a zis așa, uite ce îmi scrie Bogdan de la Ploiești. Frate, te rog frumos că sunt disperat, vreau să aflu un lucru despre ea. Da, da, eu zic așa, da, frate, stai neștit. Și spune, întreabă așa, cum reacționează avansurilor bărbaților? Cum reacționezi tu când un bărbat se dă la tine? Cum să reacționezi? Păi depinde la ce mod avans. Te întreabă depinde la ce mod când dansează? Cred că eu vorbesc el. Ok, ia vezi ce îți răspunde. Și cum reușești să scapi de ei? Foarte frumos, îi evit frumos. Adică nici nu le dau de înțeles că nu-mi convine ceea ce se întâmplă, că după par figurantă sau alte chestii, dar îi refuz frumos. Adică, uite, de exemplu, un dans, dacă vreunul vrea să pună mâna pe undeva, eu îi ridic mâna, mamă, ce aș gesticula, dar nu am unghie, îi ridic mâna și Haide, lasă-mă că e urâtă, nu? S-a rupt o unghie, mă, serios. Nu. Acum te întreb și eu ceva și să mă ierte mama ta, tu crezi că la cum arăți și cu sânia frumos? Da, se uită lumea. La unghie? Da. Și ție ți arde de aia 4-5 care te comenteze că ți-a rupt unghia, Cristina. Oricum, toată lumea mă iubește, mai ales pucenicii mei, da. Pucenici, așa le spui? Da, așa le spun. Eu nu am fani, eu am lume care mă iubește, nu? La mine nu există fani, eu nu sunt vedetă, artistă, nu, eu sunt doar Cristina și atât. Bine, atent, hai să ne mai jucăm altceva. Ia. Deci nu prea nu ai vrut să-mi spui cine s-a dat la tine și tot te descoți eu până la urmă. Ce să te mai întrebi, fii atent, ce ai face... Ai pus mă bani până acum pe dreapta și tu? Nu. N-ai? Nu. E genul de cheltuitoare? Da, rău. Ce vrei să fac cu viața? Vrei să... ce? La 80 de ani ce mai fac? Dacă mor la 80 de ani? Eu îmi strâng banii dacă la saltea? Dacă mor la 80 de ani e bine. Vorba fine. Păi și ce? Pe ce? Așa văd, bijuterii frumoase. Pe ce dai? Pe orice. Plătesc pentru plăcerea mea. Plătesc pentru plăcerea mea. Nu, frate, e... Nu știu cum să zic. Dacă ies afară, îți dai seama că eu plătesc tot, orice, de fiecare dată, cum ies cu prietenele sau cu familia. Păi și dacă, familia, ești cu un, dacă ești cu un băiat... Ar fi culmea să plătesc. Păi asta zic. Nu există așa ceva. Totuși, am și eu o prestanță. Ultimul iubit când l-ai avut? Hai. Ultima relație? Am avut. Poate mai am, poate am, cine știe. Că ești gol de norocos. Face ce face și nu mai în trending stă. Eu cred că nu vorbim de aceeași persoană. Dacă vrei să servești. Nu vreau, mulțumesc. Am vrut să te aștept și așa cap. Da, mulțumesc. Ești un dulce. Șampanie. Eu vreau să mai aștept să fac întrebări de astea picante mai. Păi da, mă, dar să-mi răspunzi, că uite, n-ai vrut să-mi răspunzi la nimic până acum. Ba, am răspuns în mare parte, tu înțelegi. Și cei de acasă înțeleg dacă vor. Ce vor. Bine, când...
Ce ai face dacă de mâine ai fi interzis la evenimente și n-ai mai... M-aș apuca de vloguri, pentru că multe fete așteaptă să le arăt tot ce fac eu zi de zi. Și de ce nu, poate m-aș angaja? Nu știu, nu m-am gândit. Sper să nu se întâmple. E obositare, mă? Da, foarte obositare. Jobul tău e obositor, nu? Da. Mai poți? Trebuie. Gen doar prin mașină, nu? Uh-huh. E greu. Și avioane. Avioane. Acum pleci în Franța, nu? Da. Zi-mi trei defecte ale tale. Pun suflet foarte repede. Băi, ai grijă ce spui. Așa, păi nu, eu zic adevărul. Dar acum e bine, nu? Da. E bine acum, nu? Da, e foarte bine. Sufletul. Da, logic. Nu și se suflet... vede că zâmbesc într-una. Și sufletul pereche unde? E bine acum? Nu știu unde e. Vrei să-l sunăm? Doarme, cred. Am înțeles. Mergem mai departe. Așa. Și... Deci pui suflet. Pun suflet foarte repede, da. Ce defect? Te enervezi? Da, mă enervez. Serios? Păi sunt gemeni. Ce pretenții? Nu mă pricep la asta. Adică, oastre cu nebunii. Acum râd, acum plâng. Serios? Și acum mă enervez. Bipolar, acum... gen? Da. Așa, și al treilea? Și al treia nu știu. Să scrie oamenii ce ne urmăresc. Uite, în uite, mai că te-am facea semn să zic că n-ai niciun defect azi. Dacă ar fi să-ți fac un portret, cum era? Era bine, da. Am defecte și eu sunt și, om, nu? Și acum zi trei calități. Aș vrea să-l sunt dau pe... foarte, vrei foarte să-l sun, să-l dau pe speaker să zică el trei calități? Nu. Ah, bine. Dar de ce tot îl bași pe Bogdan în... Da, da, am zis eu Bogdan. Noastră? Păi de el spui, băi, de el. Băi, băieți, am zis eu Bogdan. Mamă, uite, vezi cum te dau. Băi, zi-mă cum te dau, cum te fac, da, și tot acolo. Da, de ce ai cu mine? Că ce-am făcut? Gata, m-a fost ultima. Am vrut doar să-ți arăt că sunt și eu bun, sunt un fel de procuror. Deci, trei, gata, lăsăm, nu mai vrem okay. De Bogdan, toată lumea știe că suntem împreună, nu mai contează. Trei... Ba nu! Trei de... De ce tot zici că suntem împreună dacă nu suntem? Nu sunteți, nu, nici dă-l, mă, nici nu mai aud el, nici vreau să aud de Bogdan. Trei calități. Sunt foarte puternică. Bun, foarte frumoasă, zic eu. Mulțumesc, uite, a doua și a treia... Vrei să-ți mai zic eu că știu eu? Ambițioasă, știi? Da. A, mă, ce n-ai, mă, te știu. Bine, n-am vrut să zic eu asta, dar tu de unde ți-ai dat seama? Avem mulți prieteni comuni. Ok. Așa, fii atent. Zi-mi și mie o vedetă din România, da. Bărbat, sau din afară, cu care ai fugi într-o vacanță. Maluma. Mamă, băi, nene, ești genial, bravo. Uite, cu asta mi-ai demonstrat că ești genial. Maluma, mâncați, ești gura ta. Maluma de România, bă, băi, ce frumos. Știam că asta mi-ai spune. Bun. Da, da, cu el. Și care-i problema? Păi vezi, mă, că... Păi da, dar nu ca iubiți. Ne înțelegem da. Foarte bine. Ne petrecem timpul împreună, știu. Nu știu, frumos tare. Nu știu cum să zic. Zi-mi și mie, te rog frumos, o vedetă din România feminină pe care ție oarecum model. Din România nu prea am, dar... Niciuna, mă. Bine, hai, Antonia. E viața mea, Antonia, îmi place rău de ea, da, o iubesc tare. E frumoasă rău. Rău de tot și e și dulce și, amuzant, și caracter, da? Bombă și n-ai ce să zici. Pe adresa redacției noastre a venit o întrebare șoc. Spune-mi și mie ultimul fotbalist pe care l-ai refuzat. Așa mi s-a... Știu sigur că s-a dat un fotbalist la tine. Nici pe asta nu puteți. Nu mai știu cum îl cheau. Căutăm în... Nu la mine WhatsApp? Telefon, nu. Bine. Nu cred că ai vrea să vezi ce e în telefonul meu. Dar acum, la modul cel mai serios, bă, se dau bărbații la tine, da, rău este? Da, logic. Păi, nu rău, dar se dau. Zici și mie. Încearcă da, și ei, dai da, seama. Dar dacă... ce vrăjeală ți aplică? Mai există de-astea, de-astea de agățat, replici de-astea? Mm-hmm. Au de-astea? Ia, ai vreuna să râdem no. Și noi? Nu? Nu? Dar ce zic, ești frumoasă, vreau să te cunosc. Da, că sunt frumoasă, că ieșim la o cafea, ieșim la o șampanie, ieșim la... La o șampanie? Da. Hai, noroc. Mă bucur, mă, că măi, eu sunt cu mașina. Nu trebuia să spui asta. Poate știu că bei. Da. Mergem mai departe. Am și o întrebare. Ce ai face dacă te-ar înșela? Iubitul. Viitorul. Măi, dar cine ne-a zis că am fost și eu înșelat? Am fost, nu? E? A, nu, și că cum ai reacționat? Sunt robot, eu... Cum reacționează această fată frumoasă ori pe eu nume ori restul, Cristina simplu. Puceanu? Cum reacționează da. Cristina Puceanu când este înșelată? Îmi văd de treaba mea. Nu e pentru mine. Dacă cauți a doua opțiune, eu nu mai exist. Stai, mă, nu lupți pentru el niciodată? Păi dacă tu mă înșeli, ce să lupt? Nu pentru e paia ce? De păr? Nu. De ce să mă fac eu de râs?
Bine, mai să facem un exercițiu de asta de imaginație. Asta nu, fraților, a fost altceva, că îți dai seama. Au copil împreună, au... Dar eu... Fii atent, Cristinelul meu, face... Cristinelul, facem un exercițiu de asta de imaginație. Vii acasă, cum, ca în melodia aia lui Smiley, așa. Deschizi ușa și Nemernicul e cu una în pat. Și bravo, tu iubești pe Nemernic. Bravo lui. Amă, lasă. Jur. Deci, n-ai idee, sunt foarte rea în chestii de genul. Am orgoliu, am... Nu. Te-ați ești și... cu alta, pa. Oricât m-ar durea, oricât aș plânge, oricât m-aș târâpe. Nu, nu există. Tu ai înșelat vreodată? Nu. Niciodată? Nu, pentru că eu când sunt într-o relație, iubesc și atât. Doamne, ați educat-o bine, doamne. Da, am exemplul lor, da. Chiar au foarte mulți ani împreună și prin câte au trecut mami cu tati, nu și-au văzut de treaba lor, amândoi. Bine, mă, acum că a venit vorba de mami și de tati, când îi faci pe ei bunici? Când o vrea Dumnezeu, nu știu. Când o vrea Dumnezeu de la Ploiești sau? Ești rău tare astăzi, ce ai? Stai că eu sunt puțin așa după... Te-aș vedea, mămică. Da, păi n-a zis nimeni că nu sunt mămică, pentru că eu am un nepoțel. Da, știu, și-l iubești mult. Și-l iubesc mult, rău de tot, și-mi zice mami și Nina, și că nu poate să zică Cristina, știi? Și-mi zice Nina, Nina, că nu-i răspund, mami, știi? Ca să mă facă să-i răspund, dar nu m-aș vedea să am eu copilul meu. Nu te vezi acum? Acum nu. Ai 27 de ani, dar mai târziu nu poți să știi, nu? Nimic nu este întâmplător. Poate, dar vreau. Doamne, doamne, va veni. Hai mă, vreo prietenă bună. Dar bună de tot, așa să... Nu. Nu? Cunoștință. Am avut prietene bune și... Și te-au dezamăgit? Fi, da. Păi înseamnă că nu erau bune de la început. Asta credeam eu în momentul acela, acum nu. Am doar cunoștințe și e mult mai bine așa. Ești o fire romantică? Da. Și care este ultimul gest romantic pe care l-ai făcut? Am pupat în public pe cineva. Da? Ai sărutat, adică? Nu, am pupat. Sărutat, nu. Păi și ce mare romantic? Pentru mine e ceva important, că eu nu fac chestia asta. Da? Da. Dar chiar mă, tu dacă dau cu gunte, nu apare asta așa zic, cu bărbat. Asta zic, nu m-am afișat niciodată, nu. Nu? De-aia e și vulva asta cu Bogdan și de-aia înțelege toată lumea prost, pentru că nu fii m-am atent, afișat. Sunt două variante și să mă ierte fanii tăi, acum noi suntem prieteni, să nu se supere pe mine, dar acum eu nu mai înțeleg, ori ești cu Bogdan de la Ploiești, cu prima variantă, ori îți plac femeile, a doua variantă. De ce? Păi eu nu te văd niciodată cu... Păi da, dar nu e... Nu știu cum să zic, poate n-am simțit să mă afișez cu cineva, poate n-a fost ce trebuie, poate, nu știu, habar n-am. Dar de unde e pasiunea asta cu dansa? Ți-a venit așa din altă sau care? Cum a fost Măi, am treaba avut, asta? Am participat la un spectacol când aveam 14 ani, la Miss Piranda, dacă știți. Da, să nu zici că ai câștigat. Ba da, și... Deci tu ai câștigat, tu ești, da, Miss Piranda? Da, și eu am rămas practic ultima, știi? Și... De acolo am început să merg la emisiuni, să fiu chemată, îți dai seama, pentru mine era ceva, mamă, mă cheamă, gen, ce zic, ce vorbesc, ce, nu știu, aveam emoții, știi? Ai umblat vreodată în telefonul iubitului? Ce faci? Bine, cu tine mă împart. Tu ce faci? Da, toate logic. Toate, da? Da, dar nu e bine. Pentru că nici mie nu mi-ar conveni să-mi umblem în telefon și... Da, tu îi l-ai da? Acum dacă ar veni iubitul, îți dă-mă telefonul, îi l-ai da? Da, dacă aș avea, îi l-aș da. Iubit, dacă aș avea. Dacă avea că telefon. Uh-huh. Telefon, că iubita e, asta nu e telefonul tău. Nu, iubit. Lingă, nu ești mai șmecher ca mine azi. Nu am înțeles, scuze-mă. Deci tu mă iei pe toate părțile doar ca să auzi un da de la mine, nu? Păi ai zis. N-am zis. Nu știu. În afară de muzica asta, manele, că nu așa, sunt ale noastre, uh-huh, și toți ascultăm și la toți ne plac manelele. Ascult toate și... genurile, în afară de rock și populară, asta dacă asta zic, ce, ai vrut, da, să mă întreb. Ce mai asculti așa? Orice, nu contează. Și populare ce e cu ele? Uite, te-aș vedea să dansezi într-un ansamblu de ăsta. Ciocărlia, ciocărlița, n-ai vrea? Dacă mă vezi tu să dansezi populară de asta, cu drag. La picioare acum... Zim, stai așa, stai altfel, că nu știu cum stai meu ca să te descos. Când te-ai sărutat ultima oară? Acum 3 zile. Stai mă că nu se leagă. Vezi că nu se leagă. Eu m-am plecat dimineața. Vezi? Și acum 3 zile era Dacă eu aș fi cu el, rezistam noi să nu ne sărutăm pe bune acum. Trebuie să mai luăm de la capăt emisiunea asta, că nu e. Da, o luăm dacă vrei. Deci da, acum 3 zile, bă, băiat. Nu, mi-ai dat și acum, nu mai. Mi-au zic că din emisiunea asta o să mă cunoască toată lumea. Prin tine, cum sunt eu normal, fără perdeluța aia Cristina Pucean, știi? Adică ești contează. Ești arogantă? Nu. Nu?
De fapt ai spus la început că tu stai de vorbă și cu un câine. Da, n-am de ce să fiu. Pentru ce? Tot un om sunt și eu. A existat vreun titlu de ziar care te-a deranjat referitor la tine? Păi nu prea, sincer să fiu, n-am stat să urmăresc chestia asta. Da, că sunt operată din cap până în picioare. A, bravo! Uite mă, ești operată din cap până în picioare? Nu? Ai vreo îmbunătățire estetică? Logic. Sânii ai frumoși? Tot omul. Sânii, nasul, bine, dinții, dar nu-i pot numi operații sau ceva. Intervenție estetică, da? Mă rest. Acum, da, le știi de gagicar de la diferențar. Ochii ai frumoși și sunt furați de... Cum erau aia? Cum erau aia? Părinții tăi sunt hoți? Nu, sunt ochii de om îndrăgostit și poate de-aia sunt așa frumoși. Na, mă, uite mă, vedeți? Eu am zis că nu mai intru în... Vezi mă cum tu mă ridici în galafilă? Păi dacă tot vrei să vorbim, hai să vorbim. Hai mă să vorbim, ești mă îndrăgostită în momentul ăsta. Da, dar ți-am zis și la început că sunt. Rău de tot? Rău, da. E și frumos, dă-l dracu. Și eu mor. Cine a zis că de e? Dar nu mai înțeleg mă nimic. Hai, du-ți, mai să mor dacă... Mor! Bine, te mai întreb, nu te-am întrebat astăzi, e prima dată când te întreb. Zici și mie un manelist celebru care s-a dat la tine. Niciunul. Bă, stai cu minte, cred că dacă ți-au telefonul e nenorocire. Toți sunt luați, ce să fac eu cu ei? Bravo. Păi. În afară de unul. Cine? Nu văd nume. Păi zici și mie să... Nu știu, dar chiar toți sunt luați. Păi hai să luăm așa. Ia, hai. Țancă e însurat. Da. Țancă e fratele meu, da. Așa. Adrian mine nu, că e altă generație. Nu, că este vecinul meu. Vecinul și fratele nostru, Florin, așa. Vorbim de el, salam, însurat, așa. Da. De ăștia mai tineri, așa, cine? Elis Armeanca, însurat. Da. Așa. Cine ar mai fi? Mai zi tu, ajută-mă. Păi sunt mulți. Nicola Sachs, ăștia, nu? Și așa, nu. Nu, sunt prietenii mei, adică ne înțelegem foarte bine. Așa, Bogdan de la Ploiești are iubită. Da. Nu vorbim de el. Așa. Cine? N-ai, chiar n-ai cu cine. Doamne, așa. Bine, uite, te întreb altceva. Ai fost vreodată combinată cu vreun băiat sărac? Nu. Bravo. Măcar să aibă, bravo, să aibă aceeași situație ca a mea, adică nu zic mai sus, dar să fie măcar ca mine. Adică nu să merg undeva cu el și să-mi zică, stai, plătește tu că eu n-am. Zici și mie, Cristina, te rog frumos, care este mișcarea ta care te caracterizează și care... Asta cu sânii așa, hap, toată lumea știe că e marca registrată? De, nu, da. Ia arată-ne mușinul. Asta, am arătat-o, asta așa. Păi și ce, chestia doar... asta așa. Deci astea sunt ale mele. Da, când o faci la... Da, îți dai seama că o fac la alt nivel, da? Acum ți-am arătat un pic așa. Și altă schemă mișto? Nu, asta e pentru mine. Zim, te rog frumos, când ai plâns ultima oară? Tot acum 3 zile. După sărutul ăla? Nu, înainte. Înainte de sărut ai plâns? Uh-huh. Și după aia te-am păcat. Uh-huh. Vezi că nu mint, uite ce fată bună, sunt spun tot aici. E Dan Mordă, dragului. Ce n-ai face niciodată în viața ta? Compromisii, tăcă, ce n-ai face? Ce n-ai face? Ca așa, nu știu, să ajung undeva trebuie să fiu cu X sau cu Y. Asta deci, uite, ca să înțeleagă lumea, niciodată nu te-ai culcat cu cineva, cu un bărbat pentru un avantaj. Nu, sau pentru o sumă de bani, sau pentru că tot primesc comentarii că îți dau, că îți fac, hai cu mine. Nu! Nu există. Eu sunt dansatoare, nu damă de companie, să înțeleagă toată lumea. Eu dansez pe bani, nu fac altceva. Faptul că tu dansezi la evenimente și ai meseria asta, un job ăsta care mie place foarte mult, pe care tu îl faci. Da, multă lume crede altceva. Da? Asta te gândești? Logic, da, pentru că mă vede într-o imagine acolo, mă vede dezbrăcată, mă vede cu mișcări lascive și toate cele, dar eu în viața de zi cu zi sunt la modul simplă. Să mănânc ceapă cu pâine decât să mă culp cu cineva pe bani. Pă, deci frumos. Asta, nu știu, cine mă cunoaște poate să confirme. Deci nu există niciodată cineva să vină nu, să zică... Nu, există, nu are cine, nu. Eu sunt dansatoare atât, nu știu cum să-ți explic asta. Bravo, mă înțelegi, să adică nu pot să dau cuba cu dreapta, că n-am unghie. Cristinel, să știi că mi-a plăcut mult tot cu tine azi. Și mie mi-a plăcut, Și acum, și dacă n-ai fi zis nimic, faptul că ai venit aici și îți mulțumesc pentru că tu nu apari. Cu mare drag. Și mulțumim și lui al nostru că și el ne-a ajutat, prietenul nostru comun. Da. Prieten, da, ai văzut, n-am zis altceva. Pentru că dacă nu mi-ar fi pus el vorba asta bună, probabil n-ai fi venit. Da. Nu te-am văzut niciodată. Eu nu sunt activă ziua sub nicio formă. Știu că nici nu la evenimente nu mai merg să dansez pe zi și așa. De pentru ce? Că nu sunt activă, frate. Eu ești pasăre de natură. Da, da. Sunt
dorm toată ziua sau hai să zicem că merg la un păr, la un machiaj ca să fiu pregătită, dar tot seara ies din casă, știi, la modul ăla. Nu sunt activă, nu știu cum vorbesc eu atât de mult, cred că e de la șampania asta, da, ce mi-ai pus în ea. Da, ai gustat-o, o beau eu și mai asta. Uite, eu vreau să te mai felicit pentru un lucru, deși nu vreau să intrăm în detalii și nu ăsta e scopul meu, dar vreau să te felicit și vreau să spun că ești o femeie, o fată, că practic ești fată, foarte puternică, pentru că știu prin ceea ce ai trecut ultima mulțumesc perioadă și nu mulți au putere să zâmbească și te felicit din tot sufletul meu, bravo, și să nu uiți că viața merge înainte și că merită trăit. Chiar îmi place ceea ce faci, ești un om bun, ai un suflet curat și de asta am și vrut, să te vadă oamenii, pentru că în zona asta mulți vorbesc ca iurea, știi, dansatoare, cum ai zis și tu, da. Merge pe cașcavale, nu știu cum. Mie mi-a plăcut că ai venit și am vorbit deschis ca să vadă lumea cine e Cristina Pucean. Chiar mă bucur o artistă, eu te consider artistă. Mulțumesc, tare. Foarte talentată. Îmi pare eu că n-ai avut timp să ne... Data viitoare, promit. Deci îți mulțumesc frumos și nu știu, zile și tu ceva la ai tăi. Ce să le zic, că iubesc foarte, foarte mult și la le mulțumesc... La sau cum e? Pucenici. 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 Și le mulțumesc din suflet că mă urmăresc într-un număr atât de mare și sunt active atât de mult pe pagina mea de Instagram, pe TikTok și toate cele. Și le promit că n-o să-i dezamăgesc niciodată și eu tot Cristina voi rămâne pentru toată lumea. Fără aroganță, fără nimic. Și eu vă mulțumesc frumos. Mult, mult, mult. Și Bogdan, ești norocos de pe noi.